În ziua de azi, avioanele au devenit mult mai mari și mai sigure și pot zbura pe distanțe foarte mari. Astăzi am să-ți arăt 5 cele mai mari avioane din lume. Boeing 747. Greutatea lui este de peste 220 de tone, iar lungimea este de 76 de metri. Deși este întrecut la numărul de pasageri de Airbus A380, Boeing 747 deține recordul pentru cel mai lung avion. Airbus A380. Greutatea lui este de 277 de tone, iar lungimea este de 72 de metri. Airbus A380 poate să ducă până la 850 de pasageri, deși în majoritatea zborurilor numărul maxim este de 550. Acest avion este cel mai mare avion de pasageri din lume și este întâlnit în flotele companiilor aeriene din Emirate. Antonov 225. Greutatea lui este de 285 de tone, iar lungimea este de 84 de metri. Antonov 225 este un avion unic, care deține recordul pentru cel mai mare avion construit vreodată, dar și cel mai lung. Antonov Airlines pune acest avion la dispoziție pentru transporturi speciale, foarte mari ca greutate. H4 Hercules. Greutatea lui este de 113 tone, iar lungimea este de 66 de metri. Primul și singurul său zbor a durat numai 26 de secunde sau 1,5 km, însă este suficient pentru a intra în topul celor mai mari avioane din lume care au zburat vreodată. H4 a apărut în filmul Aviatorul cu Leonardo DiCaprio. Avionul construit din lemn și cu 8 motoare a fost conceput în timpul celui de-al doilea război mondial. Cine e curios să vadă avionul vapor, așa cum îi se mai spune, îl găsește la muzeul Evergreen din America. Stratolaunch. Greutatea lui este de aproape 226 de tone, iar lungimea de 73 de metri. Acest avion este cel mai mare avion din lume la ora actuală. Dimensiunea lui nu îi permite să aterizeze pe orice aeroport. O pistă standard măsoară circa 2,6 km, iar acest avion ar avea nevoie de cel puțin 3,6 km pentru aterizare. După mai multe teste, gigantul a avut primul său zbor în anul 2019, în aprilie, deasupra deșertului din California. Cu o lungime de 73 de metri și o greutate de 227 de tone, avionul funcționează cu 6 motoare Boeing 747. În rezervoarele sale intră 113 tone de combustibil, având o autonomie de zbor de peste 3704 km. Scopul acestei aeronave uriașe este de a plasa sateliți pe orbită. Dacă ți-a plăcut videoclipul, dă-i un share și abonează-te la canalul meu. Eu sunt Avion cu Motor și ne auzim curând!